Iubiți frați și surori, în după masa aceasta am avut posibilitatea să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne închinăm înaintea Lui și în rugăciune și în cântare, să ascultăm aceste frumoase versuri și cântări. Copiii s-au pregătit, Dumnezeu să-i binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze părinților, să binecuvânteze și educatorilor, pe toți cei care s-au implicat ca în această dupămasă să avem această slujbă la care ei în mod deosebit să-și aducă aportul. Fiți binecuvântați de Domnul, dragi copii! Fratele pastor Todoran a citit pasajul acesta din Isaia capitolul 9, un pasaj profetic, un pasaj care ne vorbește despre venirea lui Iisus în lumea noastră. Cu mai bine de 700 de ani înainte de a avea loc evenimentul nașterii Domnului Iisus, acest proroc scria aceste lucruri din partea lui Dumnezeu oamenilor de atunci, dar și oamenilor din toate vremurile. Noi astăzi suntem aici și după vreo 2700 de ani ne uităm la aceste cuvinte pe care le-a scris acest om. Privim cât de importante sunt ele. Ele ne vorbesc despre lucruri deosebite care urmau să se întâmple peste viacuri și viacuri. Iar astăzi noi, cei care suntem aici, avem posibilitatea să privim în acest cuvânt și să vedem împlinirea lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta aș vrea să am un mesaj plecând de la versetul 6, unde ni se spune căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Eram undeva săptămâna aceasta în județul Arad la o evangelizare și versetul acesta era folosit și în dreptul meu era pus Părintele veșnicilor. Le spuneam, n-am predicat niciodată un mesaj direct despre Părintele veșnicilor. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am vestit acolo un mesaj. Poate cândva o să predic și aici, însă în seara asta m-am oprit la ultima denumire pe care o vedem aici în Isaia. Îl vor numi Domn al Păcii. Observați dumneavoastră, totul e la viitor. Copilul s-a născut, fiul s-a dat. Adică a venit un moment când Dumnezeu coboară aici, pe pământ, și ia trup omenesc. Se face asemenea oamenilor. Și de atunci până astăzi, mai bine de 2000 de ani, oamenii care s-au întâlnit cu Iisus, oamenii care au o relație cu Iisus, în rugăciunile lor, în cântările lor, în mesajele lor, ei îl numesc pe Domnul Iisus în felul acesta, în modul acesta. Aș vrea în această seară să privim la această denumire, Domn al Păcii, îl vor numi Domn al Păcii. Și eu pun următoarea întrebare. Cine, rețineți, cine îl poate numi Domn al Păcii? Cine îl poate numi pe Domnul Iisus Domn al Păcii? E o întrebare. Observați, cuvântul ne vorbește despre ceva ce urmează să fie, da? Spunea prorocul. Noi deja trăim împlinirea acestor lucruri, pentru că, repet, de 2000 de ani încoace, despre Iisus se spune, despre Iisus se cântă, se vorbește, se predică și așa mai departe. Și aici, cu atâta claritate spune, vor fi oameni care îl vor numi Domn al Păcii. Dacă eu m-aș întreba pe dumneavoastră, nu trebuie să-l răspunde. Îl puteți numi Domn al Păcii? Care sunt condițiile? Ce trebuie să îndeplinim noi în relația cu El ca să-l putem numi Domn al Păcii? Vedeți, există relații de familie, soț-soție. Și soția poate să spună, omul meu
e un om al păcii. Zic, unii, e pâinea lui Dumnezeu. Așa e? Ce ziceți? Nu? E frumosul meu, e prințul meu, nu? Câți nu spun asta? Sunt bărbați care spun, prințesa mea, iubirea mea, și cât de altele, și numesc, pun denumiri din astea, e drept ori nu-i drept? Asta presupune o relație. Nu poți să spui cuiva cu adevărat iubitul meu, dragul meu, alesul inimii mele, așa mai departe, dacă cu adevărat nu există acea relație între el și ea sau ea și el. Nu pot spune părinții, tata meu e cel mai bun. E... Nici nu pot să-l compar cu cineva, pentru că de multe ori copiii ajung să spună tata e cel mai bun, cel mai deștept, cel mai inteligent, cel mai tare și câte altele, dar vedeți dumneavoastră, ca să poată afirma așa ceva, trebuie să existe o relație între el, între tată și fiu, între fiu și tău. Există elevi cu profesorii lor și elevii pun diferite etichete profesorilor. Însă când se creează o relație între ei și profesor, spune profesorul meu e cel mai bun, știe cel mai bine și îl numește cu... Îi pune tot felul de denumiri. Vedeți, totul are la bază o relație. Pentru noi, cei care suntem aici, la ce ne-ar folosi să venim la casa Domnului, să stăm aici câteva ceasuri, să ne numim creștini și atunci când privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu și se pune întrebarea asta, cine îl poate numi Domn al Păcii? Eu pot? Tu poți? Sunt câteva întrebări la care, vedeți dumneavoastră, căutăm răspunsuri. Și haideți să vedem. În primul rând, priviți la următorul lucru. Cine îl poate numi pe Iisus Domn al Păcii? Și răspunsul este, oamenii care au primit vestea bună a păcii. Oamenii care au primit vestea bună a păcii. Când a început să predice cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Petru că a trimis în casa lui Corneliu, observați, el, marele om al lui Dumnezeu, le spune celor adunați acolo, în această casă, următoarele cuvinte. Fapte 10:36. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Apoi, apostolul Pavel, când scrie epistola către Efeseni, capitolul 2, el prezintă aici de altfel starea oamenilor, fără Dumnezeu. Și citesc de la versetul 11, Efeseni 2, de la 11 în jos. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără de, drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orândurile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit să aducă vestea bună a păcii. Vouă, celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. E, observați, primul lucru pe care aș vrea să-l observăm în seara aceasta, oamenii care pot să-L numească pe Iisus Domn al păcii, sunt oamenii care au primit vestea bună a păcii. Vestea asta bună a păcii e Evanghelie.
E cuvântul lui Dumnezeu. Ea ne vorbește despre lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Fără drept era. N-aveam nici o posibilitate să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că, observați dumneavoastră, totul era închis. Însă vine Hristos, coboară în lumea noastră, El nimicește vrăjmășia dintre Dumnezeu și om, stă acolo pe lemnul crucii și face ispășirea păcatelor. Iar de atunci încolo, toți aceia care acceptă jertfa Domnului Iisus, toți aceia care îl primesc pe Iisus ca Domn și Mântuitor, ei pot să-L numească pe Iisus Domn al Păcii. Fără a face pasul ăsta, nu se poate face nimic. Observați, spune clar aici, fără Dumnezeu, fără nădejde, fără drept de cetățenie, absolut nu aveam niciun drept. Însă odată cu venirea lui Iisus în lumea noastră, El care moare pe cruce pentru păcatele noastre, ni se oferă dreptul acesta de a putea îl avea pe Iisus în viețile noastre și atunci îl putem numi Domn al Păcii. Părească-i-se numele. L-am primit? Cine nu l-a primit, are posibilitatea să-l primească. Și copiii și tinerii care cântă, ei trebuie la un moment dat să-l primească ca Domn, ca Mântuitor, care să stăpânească acolo în ființele lor. Doamne, ajută la aceasta! Amin. Al doilea lucru, cine îl poate numi pe Iisus Domn al Păcii? Răspunsul este oamenii care au intrat în starea de har. Și acum vă rog, citim Romani, capitolul 5, versetele 1 și 2. Și observați ce spune aici, cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ei, vă rog, observați aici, e cuvântul acesta al lui Dumnezeu, să intri în stare de har. Nouă tare ne place harul. Domnul Iisus este aducătorul harului, nu? Spune Ioan că legea a venit prin Moise, dar harul a venit prin Iisus Hristos. El a adus harul, să intri în starea de har și în ce constă starea asta de har? Observați, starea de har este caracterizată de aceste două lucruri, să fii socotit neprihănit. Pune din nou versetul 1. Vă rog, focalizați-vă privire. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți. Adică cum e asta? Când l-ai primit pe Iisus, El îți iartă trecutul. Îți iartă păcatele, îți șterge vinovăția, spală tot ce ai făcut în viața asta de zi cu zi. Ei, atunci când un om sincer vine înaintea lui Iisus și noi vom avea în duminica viitoare un botez și vom sta în prezența lui Dumnezeu și vom vedea oameni care îl vor declara pe Iisus Hristos ca Domn. Va fi un moment în care noi vom pune una din întrebări: crezi că Iisus ți-a iertat păcatele? În momentul când cineva îl primește pe Iisus ca Domn, ca Stăpân, ca Mântuitor, Iisus iartă păcatele și un astfel de om e socotit neprihănit. Ca să vedeți mai bine cum stau lucrurile, citim Tit, capitolul 3, începând cu versetul 3 în jos. Și noi eram altă dată, spune acolo, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vredniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Uitați-vă bine la versetul ăsta. Vă regăsiți? Observați forma verbului, era la timpul, e trecut, da? Eram altădată. Adică omul fără Dumnezeu, omul nemântuit, e prins de toate aceste lucruri. Dacă și acum le ai, e o problemă. Pentru că, observați foarte bine, aici putem să ne regăsim oricare dintre noi. Însă există momentul acela când omul
acceptă Evanghelia păcii. Acceptă pe Domnul Iisus și se întâmplă ceva în următoarele versete, de la 4 în jos. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihăniri. Nu că ai fost bun, zice câteori, ai fost mai bun ca celălalt. Am dat ceva. Nu. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihăniri, ci pentru îndurarea Lui. Prin spălarea nașterii din nou. Și observați, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt schimbă puterea Lui. Vedeți? Coboară în adâncul vieții unui om și se produc schimbări și oamenii zic, bă, cum ăla bițivul? Acum nu mai bea. Cum drogatul ăla nu se mai droghează? Cum imoralul ăla nu mai face lucrurile acelea? Nu pastorii schimbă. Nu slujitorii. Nu. Unul singur, Dumnezeu prin Iisus Hristos și prin lucrarea de înnoire făcută de Duhul Sfânt. Uitați-vă aici, pe care l-a vărsat din belșug, spune următorul verset. Peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și apoi, versetul 7 spune așa. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Observați, când omul îl primește pe Iisus, când are loc lucrarea aceea de mântuire, de schimbare, de transformare, de înnoire, dacă vreți, omul e socotit neprihănit. Ca și cum totul, cum zicem noi, aruncat în mare uitării, nu îi se mai ține cont de asta. Și atunci, un astfel de om, vedeți, intră în starea de har. E socotit neprihănit și coboară pacea lui Dumnezeu în inima lui. Și el poate să cânte, eu am o pace ca o mare. E liniștit, nu mai e stresat, sunt oameni care ajung în fel și fel de situații și nu mai știu unde să se ducă, drogați care caută să-și ia viața, imorali care ajung în situații cumplite și nu știu ce să mai facă, tâlhare, oți, stăpâniți de tot felul de păcate, nu mai știu ce să facă la un moment dat și câți n-au zis, altă șansă n-am decât să termin cu viața. Însă oamenii care se întâlnesc cu Iisus, cu adevărat, și lasă puterea Duhului Sfânt să lucreze în ei, acolo se produc marile schimbări și omul e socotit neprihănit și dintr-o dată vezi și pe fața lui. Nu mai e crispat și rece, nu-l mai vezi așa în stări din alea depresive, de neliniște, el are o pace. Și pacea aceea nu poate da nimeni decât unul singur care a zis, eu vă dau pacea mea, eu vă las pacea mea, eu vă dau pacea mea, dar nu cum vă dă lumea. Acesta e Iisus. Ai o asemenea pace. Atunci poți să-L numești pe Iisus Domnul Păcii. Asta este lucru atât de important. Altfel tot e o poveste. Putem cânta până dimineață, tot felul de lucruri putem spune. Dar dacă asta nu-i, atunci nu-L poți numi Domnul Păcii. Cânți un colin care, știu eu, poate te liniștește 2-3 minute, scapă oamenii o lacrimă, atmosfera sărbătorii, dar pe unii și bradul îi liniștește, n-ați văzut, și niște luminițe, dar cât ține asta? Câteva minute, câteva momente. Stau oamenii, poate în jurul unei mese și bucuroși, dar cât o oră și așa mai departe. Însă pacea asta rămâne acolo în adâncul ființei. Și atunci când te întâlnești cu cineva, poți să spui pacea Domnului Iisus. Dacă nu faci numai, pa! Sau nu zici nimic. Salut! Cum s-a supărat odată cineva spunându-mi, frate, zice, l-am salutat cu pacea Domnului. Dar el s-a uitat spre mine și zic, noroc! Dar zic, stai liniștit. Dacă n-a avut pace, de unde să stai? Iar noroc? Și aia e cum, ce să zic? Ei, vedeți, dumneavoastră, e atât de important să poți să-L ai pe Iisus. Și când îl ai pe El, intri în starea de har și poți să spui cu adevărat, Iisus e Domnul Păcii. Îl numim Domn al Păcii, ce ziceți? Doamne ajută! Mergem puțin mai departe acum.
al treilea lucru pe care aș vrea să-l observăm în seara asta. Cine sunt oamenii aia care îl pot numi Domn al Păcii? Și răspunsul este oamenii care merg pe calea păcii. Auziți, e o cântare superbă a lui Zaharia în Luca, la capitolul 1 e consemnată această cântare, unde omul acesta lui Dumnezeu cântă și spune așa de frumos, vedeți, și citim chiar de la versetul 76. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Vorbea despre Ioan Botezătorul. Și acum auzit. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Adică oamenii care l-au primit pe Domnul Iisus și sunt socotiți neprihăniți, sunt oamenii aceia care pot să spună, să-L numească Domn al Păcii, pentru că au pace în ființele lor și ei merg pe calea păcii. Adică oamenii ăștia trăiesc în pace. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom putea observa în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Puneți, vă rog, versetul ăsta și observați acolo ce spune încolo, fraților, fiți sănătoși, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi, că trăiește în pace. Foarte important. Dar dacă nu trăiește în pace și tot timpul are ceva de adăugat, tot timpul are ceva de rezolvat, dar el se crede că e mare pocăit. Dar uitați-vă bine acolo. Trebuie să trăiască în pace. Pacea nu-i numai de cântat și de povestit despre ea și de predică. Trebuie să trăiască omul în pace. Luăm un alt text din Scriptură, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de data asta versetul 13. Observați ce spune aici cuvântul Domnului. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor, și zice, trăiți în pace între voi. Și când tu refuzi să trăiești în pace, atunci e o problemă. Și pacea asta între voi, știi ce însemnează? Să fie pace între tine și soția ta. Între tine și copiii tăi. Între tine și, știu eu, alți oameni cu care intri în contact, trebuie să mergi pe calea asta păcii. Până la urmă, poate vei zice, dar bun, cum se poate asta? Ei, uitați-vă cum se poate. Când psalmistul scrie psalmul 34, acolo de la versetul 12, el ridică o întrebare și mai sunt câteva zile și oamenii vor dori să-și ureze an nou fericit. No, și eu dacă aș întreba anul ăsta, 2023, de câte zile fericite ați avut parte? Le-ați numărat? Goethe, marele scriitor german, care a trăit undeva spre 80 de ani, într-o bună zi s-a pus spre sfârșitul vieții să-și numere zilele de fericire. Și în 80 de ani am citit că a găsit vreo 14 zile de fericire și a fost geniu, a scris mari cărți, a fost unul din marii clasici ai literaturii universale și în 80 de ani 14 zile de fericire mi se pare puțin. Câte am avut noi într-un an? Și vă rog, rețineți să trăiești în viața asta de zi cu zi, să ai soție, să ai copii, să ai familie, să ai prieteni și tot timpul numai să fii turat și să iasă numai fum în spate, înțelegeți? Ca la mașinile astea cu motor mare. Și ce folos, spune-mi, și tu să zici, eu sunt păcăit, botezat, da, botezat și cu Duhul Sfânt. Și eu cânt. Și eu știu versete, domnule, te bat cu versetele alea din Biblie în stânga. Și tu, numai tu n-ai pace, tot timpul ești numai așa. Înțelegi? Cum zice, când te uiți așa la el, zici că e pregătit numai să împungă, înțelegeți? Ma, atunci spune mie, trăiește în pace. Observați ce spune aici psalmistul, cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericit. Și observați ce spune. Ferește-ți, răspunsul, citim, 13-le, limba de rău, și buzele de cuvinte înșelătoare.
depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Nu, auzi. Păi pacea nu o găsesc ca și cărțile în bibliotecă cu ei de cont. Ci trebuie să o cauți. Și un om care îl are pe Dumnezeu, îl caută. Nu tot timpul cauți să împuși, nu tot timpul cauți să dai câte una, că sunt unii care sunt foarte buni meșteri în a-i pune la punct pe alții, dar pe ei să se pun. Aici e cea mai mare provocare. Și observă, ca să poți să mergi pe calea păcii, tu trebuie să cauți pacea și să alergi după ea. Și dacă vrem împărăția și să fim cu Dumnezeu, uitați-vă în Evrei 12 cu 14, spune acolo. Niște lucruri superbe pe care noi trebuie să le punem în aplicare. Urmăriți pacea cu toți și sfinții, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și atunci n-ar fi o mare tragedie să cânți, să reciți, să vorbești despre Iisus, să vorbești despre Domnul păcii, dar tu n-ai făcut lucrul ăsta. Tu n-ai urmărit pacea. Ce să mai cauți și să alergi? Pentru că atunci când urmărești pacea, tot timpul o vei căuta și vei alerga după ea. Să ne ajute Domnul. Și când un om merge pe calea păcii, atunci poate spune Domn al păcii. Putem să-L numim Domn al păcii? Nu trebuie să spuneți cu voce. Acolo, în adâncul ființei, e o cercetare în seara asta. Și mă rog ca Domnul să ne lumineze mintea și să ne ajute să fim astfel de oameni. Și în al patrulea rând, și închei. Cine sunt oamenii? Cine îl poate numi Domn al păcii? Și răspunsul este oamenii care sunt plăcuți lui Dumnezeu. Aseară, fratele Grigore pomenea din Evanghelia după Luca, la capitolul 2, de la versetul 13, acolo spune ceva foarte frumos. Și deodată cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Acum ăsta e mesajul de sus venit, înțelegeți? Dacă noi unele lucruri le putem pune așa, într-o parte, în altă, dar ăsta e mesaj venit de sus. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Da? Observați dumneavoastră. E atât de important în viața asta ca noi să căutăm ca în toate acțiunile pe care le întreprindem, în tot ce facem în viața asta de pe pământ, să putem fi plăcuți lui Dumnezeu înainte de mutarea lui Enoch de pe pământ. Uitați-vă Evrei 11 cu 5. Omul ăsta care a trăit pe pământ mult mai mult decât trăim noi, 365 de ani. 65 de ani o irosit. 65 de ani umbla și el cum a crezut el că e bine, cum a umblat toți oamenii. La 65 de ani omul se trezește la realitate și începe să umble cu Dumnezeu. Și despre el spune așa: prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Ascultă-mă, lăsați versetul ăsta, uitați-vă spre el. A primit mărturia că e plăcut lui Dumnezeu, acolo în adâncul ființei lui. Acum ascultați-mă, cum ne știm noi pe noi înșine, nu ne știe nimeni, numai Dumnezeu. S-ar putea să nu te știe soție, să nu te știe soțul. S-ar putea ca oamenii din biserică să vadă în tine ce pocăit este. Dar dacă ai fi pe la el acasă, cam cum se poartă cu soția, și l-ai auzit pe sfântul ăla care poate cu lacrimi de crocodil să rogă câteodată și turează motoarele la rugăciune și dă-i și cântă, dar să-l vezi, sau soția cum se poartă cu el, sau cu copiii și așa mai departe, nu? Că astea noi nu le vedem, câte unul mai explodează câteodată și mai iese câte ceva. Dar ascultați-mă bine, când tu te uiți și e sincer cu tine însuți, în adâncul ființei tale și îți faci o cercetare vie, și uite cazul ăsta, nu? Înainte de mutarea lui, noi știm când ne mută Dumnezeu. Oricând putem pleca din lumea asta. Dar dacă în seara asta ar trebui să intri în adâncul ființei tale, tu ce mărturie ai? Ești plăcut lui Dumnezeu? Sau te chinui anumite lucruri nerezolvate?
cu cei din familie, cu vecini, cu oameni, poate pentru niște bănuți, poate știu eu alte lucruri, sau poate niște pofte care îți domină ființă. Și nu știe nimeni pe ce butonezi. Și nu știe nimeni pe ce te uiți. Și nu știe nimeni pe ce site-uri navighezi. Și nu știe nimeni cu ce lucruri te ocupi, nu? Nu știe nimeni că poate tu pe la jocuri de noroc te duci și strici bani acolo și aștepți să primești o comoară, să devii dintr-o dată bogat. Poate știu eu, ai fraierii pe unii sau pe alții și te gândești, eu îți descurcăreț și rezolv problemele. Dacă mori în noaptea asta, eu te întreb, ce mărturie primești de la Dumnezeu? Că ești plăcut? Ești plăcut? Asta depinde de fiecare din noi, cum vrem să stăm în relația cu Dumnezeu. Însă ascultă-mă bine, când cauți să trăiești o viață dedicată lui Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu, vei avea acolo mărturia în suflet că ești plăcut Lui. Și atunci vei putea spune, așa cum zice Isaia, îl vor numi minunat. Oamenii duhovnicești sunt oameni care au pace. Observați în Romani, capitolul 8, în versetul acesta 6, spune așa, și umblarea după lucrurile firii pământești e moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și versetul 8 spune, de cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Acum depinde după ce umbli. Și toate astea ne califică să spunem Domn al păcii. Vrem să fie Iisus cu adevărat Domn al păcii? Să-L numim? El este. Dar eu și dumneata, ca să-L numim, întâi de toate trebuie să primim în viețile noastre Evanghelia păcii. În al doilea rând, oamenii care intră în starea de har. În al treilea rând, oamenii care merg pe calea păcii. Și în al patrulea rând, oamenii care sunt plăcuți lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni. Amin.